vă asigur că voi respecta termenul, că va fi înainte de 10 octombrie înscrierea mea în Mișcarea Populară. Dar vă pot spune că astăzi am avut o discuție lungă și cu Cristi Diaconescu și cu Eugen Tomac pe dezastru care se prefigurează din punct de vedere al respectării cuvântului unei clase politice întregi. Și anume subiectul votului prin corespondență. Toate analizele arată că în mod egal PSD-ul și PNL-ul nu doresc acest vot prin corespondență și dintre două partide trebuie să recunosc că unul e mai cinstit. PSD-ul măcar spune pe față că nu-l vrea. PNL-ul minte că vrea votul prin corespondență și în realitate face tot ce se poate ca votul prin corespondență să nu fie o realitate la alegerile parlamentare și la prezidențialele următoare.